4 fără un sfert. Primăria municipiului Chișinău. Am 3 zile, nu, de luni, am fost aici și ca să ne curăță drumul acasă. Dar de ce vii aici? Că aveți primărie la Durlești, nu? La Trușeni. Sau la Trușeni? Tot are primăria acolo. Și au zis că n-au transport. Trușeni? Da. Dar am văzut că avea un tractor mare lângă primărie, lângă mașina primarului. Nu știu ce au aici, n-au, că n-au nimic. Așa. Și e că azi l-am sunat pe domnul viceprimar și l-am rugat măcar 2 dimineața să mă scoată drepul lui, știi? Dar pe ce, ești tot cu o mătă în prejurul casei sau ce da, se întâmplă? Da, da. Jumate de stradelă unde a fost la asfalt, a venit tractorul, de acolo a spus că mai la vale, tractorul stemi smart, știi? Că-s dâmburi sau ce? Dar nu-s dâmburi, drumul e drept. O găsit un pretext, da? Da, un pretext ca să nu-mi curăță drumul. Asta e viceprimarul din Trușeni. Da, viceprimarul. Și de atât ai venit la Chișinău. Am venit la Chișinău. Și de 3 zile nimeni nicio reacție? Nicio reacție. Și acum am pus să scriu cerere și mă trimite la procuratura de amă centru, scriu cerere pe primar. Primarul nu-i disponibil. Dar de ce la centru? Că Trușeni cu Buiucani, parcă, nu? Procuratura centru. Depinde de primărie, eu întrebam la ce mulți mă duc și le-a spus că... Le-a spus că de atât m-a chemat pe dumneavoastră, au cușul, le-a spus că eu mă duc și la primărie, și mă duc și la procuratură. Dar, o spun, dacă ei nu reușesc în timp de 2 ceasuri, s-au apucat acolo, eu am ușa, le fac lor, le opresc tot transportul iarăși, cum le-am oprit data trecută. Da, pe ce, te bagi în ieșul cu drumul cu căruciorul, da? Da. Oho! Iată cuș. Dar nu te amendează pentru asta? Las mă amendeze. E formă de protest, da? Las plinească amendă din 740 de lei. Am înțeles. Atât ai, mă, ta indemnizație de la stat, da? Da. Și chemați-i, mai privinim o dată și acum vreau să înceapă show-ul. Dacă nu sună Iisus o ție și dacă nu s-o apucat de lucru, spun că eu 200 de lei am dat de-a. 200 de lei la altăieri, cum am băgat. Dar 200 pentru ce? A, ca să te scoată cineva? Nu, am plătit cu unul cu drept. Ca să te scoată? Ca să mă întrem o gradă, fie ei martor, încă am prins un polițist, bun la inimă. Dar eu trebuie să am încă nepoțică la centru mamei și copilului. Că aceea tot și-o bătut joc de el. Ce că moare copilul. O să copilul dumneavoastră, nepoțica dumneavoastră, se naște cu parog sierță și aveți să trăiască 5 zile, dar eu n-am pus să mă duc măcar să o văd. Că asta a fost tot minciuni, că a vrut să scoată din rude bani. Nu, din vicinile meu, el îi moare la caracter. Și a vrut să scoată 800 de euro. Dar când a fost asta? Și acum, nu fie ființa, e tot de 3 zile. Că chiar am o zile să se întâmplă, da? S-a născut pe data asta și ei nu puteau să rezolv. Și acum, tot e în regulă la fată. Că ai făcut scandal? Nu că n-am făcut scandal. Eu le-am spus la mie, soție și rugine. Și ăștia spune, dacă eu vin acolo, pe cei de la numărul 2, care mi-a tăiat piciorul, i-am lăsat în pat și i-am iertat. Dar pe ăștia nu au iertare deloc. Și le-am spus. Dar dacă nu cituiesc azi ziua, ăia ca acum, dacă citi 2 ceasuri, mă uit la ceas. Dar se termină programul de lucru și ăștia îți duc acasă. Lasă să sune.